O femeie și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe drumul național 54 în comuna Brastavățu. În eveniment au fost implicate o auto utilitară și un tir. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum a conducătorului auto utilitarei, care a intrat în coliziune frontală cu un tir. În urma impactului violent, o femeie care se afla în auto utilitară a murit și conducătorul autotrenului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un șoc puternic fiind transportat la spital. Zeci de percheziții au avut loc miercuri în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Olt, Mehedinți și Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor în comerțul cu materiale feroase și neferoase. Din datele și probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în perioada 2015-2017 achiziții fictive de deșeuri feroase și neferoase de la societăți clonate și cu comportament fiscal neadecvat de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la peste 2.500.000 de lei, iar suma totală supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 18 milioane de lei. Persoanele implicate au fost duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. În Olt, din datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, la sfârșitul lunii octombrie se înregistra o rată a șomajului de 5,84%, corespunzătoare unui număr de șomeri de 9.443 de persoane. Aceasta înregistrând un trend descrescător față de sfârșitul lunii septembrie 2018. Potrivit purtătorului de cuvânt al AJOFM Olt, Elena Iordache, în ceea ce privește sprijinul financiar pentru aceste persoane, la sfârșitul lunii octombrie erau 1.201 beneficiari ai indemnizației. Ceilalți șomeri nu primesc indemnizație. Totodată, statisticile arată că 3.878 din șomeri înregistrați sunt femei. Cornel Vlădescu este șef cu acte în regulă la Finanțele Oltene. Ordinul de numire în funcție a fost emis luni de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Vlădescu fusese împuternicit încă din luna mai a anului curent să îndeplinească atribuțiile de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt. Asta după ce Florin Diaconescu a fost suspendat din funcție, fiind trimis în judecată de DNA alături de alți doi angajați din cadrul fiscului oltean, precum și șefii unei firme de pază, într-un dosar privind fapte de corupție. Vlădescu va ocupa această funcție până la o eventuală revenire pe posta titularului funcției publice de șef administrație.